Acest program conține plasare de produse. Bun găsit, dragi telespectatori, în această zi frumoasă de duminică la Aducător de Bucurie. După cum v-ați obișnuit, invitatul special al acestei emisiuni este Părintele Emilian Prodan și spun bine ați revenit. Bine v-am întâlnit și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vorbe mari, a spus Părinte, și să dea Dumnezeu așa să fie, pentru că nu am ales o temă care să nu fie importantă pentru cei care ne urmăresc. Din contră, trebuie să fiți foarte atenți în această ediție a emisiunii, pentru că ne-am gândit să vorbim chiar despre ceea ce ne vizează în zilele noastre, despre răutatea oamenilor. Poate vorbim mai mult de ea decât de bunătate, așa încât trebuie să știți că răutatea oamenilor atrage nenorocirea în lume. Așa ne-am gândit să se intituleze titlul lecției, dacă vreți, pe care ar trebui să o stăpânim și să o reținem pentru totdeauna. Așa este. Nu este ceva nou pentru oamenii care ne ascultă și, din păcate, mulți sunt beneficiarii a ceea ce aud astăzi. Răutatea este opusul binelui și, bineînțeles, că nu aparține lui Dumnezeu. Răutatea este însoțită în mod special de viclenie și de oamenii care cu aceasta se hrănesc. Sunt oameni care se bucură atunci când fac rău altora și atunci când văd vieți distruse, sărbătoresc. Așa totuși să știe toți cei care se regăsesc în ceea ce aud, că nimic în viața aceasta nu rămâne neplătit de Dumnezeu și că acești oameni nu slujesc lui Dumnezeu, ci slujesc răului. Pentru că răul este îmbrăcat uneori în chip de înger, dar prin gura celui de care se folosește scuipă venin și aduce cu el dezbinare și ură. Efectele răutății sunt cele de care vă spun: ura, deznădejdea și discreditarea pe care poți să o faci atunci când vrei să minimalizezi valoarea unei persoane, a unui suflet, și exemplele pot continua. Sunt acest gen de oameni, Părinte, ispitiți de către celul ăsta, pentru că nu există un duh bun în interior și sunt cumva motivați sau acaparați, posedați, poate s-ar spune, de cel rău să facă și să aibă intențiile acestea negative? Acești oameni, unii așa s-au născut și cu răutate se hrănesc, din păcate. Și subliniez cuvântul acesta, din păcate, ocupă mulți funcții foarte importante care n-ar trebui să li se ofere. Pentru că atunci când cântărești valoarea unui om, trebuie să o cântărești și obiectiv și subiectiv. Însă unii oameni sunt țintiți în viață să facă doar rău și să știți că răutatea lor atrag necazurile în viață, bolile pe care le vedem și care le dă Dumnezeu, pentru că răutatea este mult mai mare decât bunătatea pe care noi oamenii ar trebui să o cultivăm și să o dezvoltăm mai presus de orice. S-au înrăit oamenii și pentru că, nu știu, poate au fost buni și au zis, iată, bunătatea mea nu mi-a fost răsplătită, cel care a făcut rău poate nu trece prin atâtea necazuri ca mine. Nu trebuie să judecăm noi. Îngăduie Dumnezeu în viața unui om încercări pentru a-i testa credința. Și răbdarea. Vă amintesc doar celor care ne ascultă de înțeleptul Iov, căruia diavolul i-a cerut lui Dumnezeu să-i dea dreptul de a îi lua tot. Și Dumnezeu i-a îngăduit cu o singură condiție, de sufletul lui să nu se atingă. Și a pierdut Iov casă, avere, copii, tot. Și în loc să-l hulească pe Dumnezeu, Iov, scărpinându-și rănile, pentru că ajunsese să fie bolnav de lepră, îl lăuda pe Dumnezeu zicând: Domnul a dat, Domnul a luat numele Lui să fie binecuvântat. În viață, iubiții mei, nu trebuie să vă temeți de nimic.
decât de Dumnezeu și de lege, sigur. Pentru că Hristos a spus clar, dă-i lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu și cezarului de ceea cezarului. Respectați legile, dar mai presus de orice, când spui că îl respecti și îl iubești pe Dumnezeu, trebuie să dovedești prin actul de iubire. V-aș întreba, ca pe o persoană laică și pe cei care ne ascultă, unde este iubirea? În biserica noastră, în cultele celelalte, câtă vreme preoții, câtă vreme ierarhii se dușmănesc între ei, câtă vreme dragostea, iubirea și pacea nu este la ea acasă. Nu este, de fapt, oglindită în exemplul pe care Hristos l-a dat atunci când a plecat. Eu voi pleca din lume și vă las un singur îndemn și le aduc aminte acelora acest îndemn. Precum v-am iubit eu pe voi, așa să vă iubiți și voi unul pe altul. Și acum vă pun eu o întrebare, dumneavoastră și dumneavoastră. Când iubești pe cineva, prin duhul bunătății și al blândeții care ar trebui să te caracterizeze, indiferent că ești preot, că ești ierarh sau că ești om de rând, nu faci niciodată rău. Faci rău? Niciodată. Nu faci rău. Vor veni unii, păi cum? Ce? Că trebuie să facem, să pedepsim? Ce să pedepsim? Cine ești tu? Lasă-l pe Dumnezeu să judece și să pedepsească, pentru că s-au făcut greșeli de-a lungul vremii pe care nu trebuie să le respecte biserica. Începând cu Arsenie Boca, Ioan Iovan de la Recea, îl ascultam cât eram ucenicul dânsului și plângea, chiar dacă era un om la 80 de ani, amintindu-și de momentele de umilință pe care le-a trăit, fiind supus judecăților omenești, fiind repugniat și fiind aruncat ca pe o măsea stricată dintr-o biserică pe care el o iubea și o slujea. Același lucru părintelui Arsenie Boca i s-a întâmplat și astăzi. Ne întoarcem cu smerenie, cerem iertare și plângem la mormânt pentru ca prin voia lui Dumnezeu să-l declarăm sfânt. Sunt preoții mai ispitiți și mai încercați de cel rău și trec prin momente de cumpănă poate mai dificile. Preoții sunt ispitiți și să țineți minte, iubiții mei, că nu e vorba de preoți aici. Diavolul va avea întotdeauna putere și răul va avea și răutatea puterea asupra voastră câtă vreme îi dați voie. Pentru că diavolul se folosește de autoritatea pe care tu o ai ca om pentru a distruge vieți și pentru a arăta cu degetul și a judeca prin mintea ta, care este din păcate virusată. Mintea este mai periculoasă decât virusul pe care l-ai în corp și pe care poți trata, fie că e o răceală, fie că, Doamne ferește, e o altă boală pe care o știi sau nu știi. Dar când mintea ți este otrăvită și virusată și când mintea ta fabrică, este laborator de fapte și de lucrurile, ești în mare pericol. Indiferent cine ai fi. De ce? Pentru că ți-atragi necazurile în viață. Și aș vrea doar să vă gândiți și să vă ascultați puțin neamul. Să vă uitați, vă rog, la cei care fac rău. Cam ce viață au. Trecem și peste asta. Nu trebuie să judecăm pe nimeni. Pentru că Sfântul Pangratie m-a învățat un lucru de când este acolo. Că imposibilul poate fi posibil. Au fost oameni care nu puteau avea copii, tineri, au plâns, s-au rugat și minunea s-a întâmplat. Nu trebuie să-i judecăm și nu judec. Doar le spun și schimbe frecvența vieții pe care sunt și să se întoarcă cu bunătate și cu iubire, iertându-și dușmanii și binecuvântându-i. Asta este cea mai mare realizare a unui om pe care o poate face în viață, atunci când a reușit să-și ierte și să-și binecuvinteze dușmanii. Eu îi binecuvintez prin intermediul postului dumneavoastră de televiziune. Pe toți cei care au funcții publice, inclusiv în instituțiile de monitorizare acestor televiziuni, îi binecuvintez pe toți. Și rog pe Bunul Dumnezeu, pe toți care mă urăsc, care mă bârfesc, să ierte
pentru că nu știu ce fac. Exemplul suprem pe care ni l-a dat Hristos, eu n-am să-l uit niciodată. Dacă vreți să vă iubească lumea, să iubiți și voi așa cum eu, i-am iubit și i-am iertat. Oare câți dintre noi, cei care ascultăm această emisiune, suntem capabili să facem asta? Vă spun că prea puțini. Și ne mirăm de ce ne merg lucrurile prost în viață? Sau spun foarte des și mă iertați că am intervenit, că l-am iertat, dar nu l-am uitat. Păi aceea nu există. Iertare. Nu există. Oamenii își încurcă viața în reguli. Și să știți că sunt mulți oameni, inclusiv în căsnicii, care stabilesc reguli care le încurcă propria viață și fericire, dreptul la fericire. N-ai voie. Ai voie. Trebuie. Nu trebuie. Nu trebuie. Beai prea mult apă, beai prea puțin, mănânci prea mult, prea puțin. Și tot felul de judecăți care îți obosesc mintea. Oameni buni, să nu uitați un lucru, că spiritul pe care tu l-ai în corpul tău trebuie să fie liber, să simtă iubire, dă-i voie să o facă. Oamenii ajung să nu se iubească pentru că nu știu să comunice între ei. Ajung să se urască pentru că orgoliul și regulile pe care le-au făcut ei, nu Dumnezeu, le-au pus bariere, n-a? Așa zisele reguli care sunt făcute și norme, mă refer nu la legile pe care trebuie să le respectăm. Există 10 porunci care de fapt Hristos ne-a spus că sunt două: iubirea de Dumnezeu, care trebuie să fie mai presus de orice, și iubirea de aproape. Și apoi legile umane pe care noi trebuie să le respectăm pentru a nu intra în contradicție cu universul, care ne spune așa, fără să scrie nicăieri: n-ai voie tu, ție, să-ți faci rău. Și acum vin să traduc cuvintele acestea. Tu n-ai voie să-ți faci ție rău, dar te droghezi. Tu n-ai voie ție să-ți faci rău, dar fumezi până ți iese și pe urechi și pe nas. Tu n-ai voie să îți faci ție rău, dar bei și distrugi ficatul, distrugi interiorul. Tu n-ai voie să minți, că în momentul în care ai mințit, ți-ai distrus jurământul pe care tu l-ai dat înaintea lui Dumnezeu de fidelitate, pentru că trebuie să știe cei care ne ascultă că ceea ce numim noi taină, căsătoria, este școală de fidelitate. Și apoi, pe lângă aceste lucruri pe care le faci, vii să acuzi, aș vrea să știți, iubiții mei, că eu sunt, și îmi permit să spun asta fără cenzură, sunt acuzat de mai marii mei că vorbesc prea mult la televizor și că ar trebui să nu mai apar în fața dumneavoastră. Eu știu din mesajele pe care le primesc, din miile de mesaje, că am pansat multe suflete. Dar oamenii se încurcă în reguli. N-ai voie. N-am voie să ce? Să spun că iubirea de Hristos poate fi înțeleasă altfel decât spune sola Scriptura? Adică eu trebuie să citesc ce au spus alții sau ce au gândit alții ca să mă facă oamenii înțeles? Sau să le spun ce am trăit? Să-mi expun viața mea personală pe care mi-am asumat-o. Mi-am asumat-o. Cândva am fost un mare păcătos și astăzi sunt un om căruia am cerut Dumnezeu iertare. Și prin experiența mea de viață vin să aduc bunătate și iubire oamenilor. Un alt lucru. Eu sunt cel care vin să vă spun despre sfinți. Păi sfinții sunt martori, ei sunt cu noi împreună. M-a spus despre Sfânta Agnia ca fiind ajutătoare la cei care sunt în boli și în necazuri. Nu v-am spus Agnia, dacă nu iei pastile, te face bine? Am spus pe lângă pastile și medicina alopată pe care tu ai. E bine să te rogi unui sfânt. Alegeți un sfânt protector. Nectarie de la Eghina, Dimitrie, Parascheva sau Sfânta Agnia, căruia îi se spune vindecătoare a bolilor fără leac. Asta este o greșeală, spun unii. Sau Sfântul Pangratie, păi sunt mii de oameni, mii, care vin și spun: a făcut o minune în casa mea, mi-a schimbat viața. Și mie mi-a schimbat. Și pentru asta
vin acuzatorii din Sinedru și spun, judecați-l! Așa au făcut și cu Hristos. Sigur că eu sunt față de cel care ne-a învățat să iertăm și să iubim. Cu foarte puțin timp ca înainte să fie Hristos răstignit pe cruce, uitându-mă la acel film frumos pe care îl urmărim în preajma Sfintelor Sărbători Pascale, cum a fost dus chiar în acea zi când a fost răstignit și a spus doar atât, propovăduiesc adevărul. Și a spus, merge și biciuiți-l. Parcă revăd așa o etapă similară. Astea au fost greșelile ale istoriei, pentru care lumea plătește și astăzi. Noi, poporul român, știți de ce plătim? Plătim că ne-am omorât conducătorii și am atras un blestem asupra neamului nostru românesc. Ca poporul acesta să fie, din păcate, încercat, să fie împărțit, să fie decimat și plin de ură. E suficient să chem doi politicieni din două partide diferite să vezi cum se mănâncă între ei. Ca și să nu zic cine la colțul străzii. Oare asta vrem să educăm? Așa vrem să educăm pe copiii noștri? Părinți, bunici, cei care sunteți singuri, aveți o mare responsabilitate înainte lui Dumnezeu. Că v-a dat puterea de a vorbi, v-a dat puterea de a merge pe picioare, de a vedea lumina soarelui și înțelepciunea de a vă îndrepta copiii care greșesc și dacă nu reușiți să-i îndreptați cu bunătate prin rugăciune și puterea lui Dumnezeu. Este mai presus de orice. Aceste lucruri le-am propovăduit și poate că prin limbajul meu atipic, sigur că atrag, dar știți ce? Răutatea atrage muștele. Bunătatea atrage albinele. Iar bunătatea atrage albinele. Bunătatea este nectar. Pentru că în bunătate poți să rezolvi multe. Dar când unii oameni sunt setați să facă rău, de rău vor avea parte. Și să știți că semnele care le-am văzut și le vedem sunt doar începutul nenorocirilor care se vor abate peste lume, în care lumea va suferi cumplit și nu va înțelege de ce. Vă spuneam, dacă o țară întreagă s-ar pune în genunchi să se roage la o oră stabilită, 5 minute, 3 minute, te oprești din trafic, tragi pe dreapta și spui rugăciune colectivă, multe lucruri s-ar schimba. Nu putem face asta. Pentru că nu suntem uniți. Noi nu suntem uniți în familie. Există certuri între frați, între surori, între mamă și tată. Și este o mare vorbă arabească pe care n-am spus niciodată. Mai bine să ai 1000 de dușmani la poartă decât să-l ai pe unul în interiorul casei tale. Nu înțeleg nimic cu oamenii din asta. Rămân la stadiu de propoziții. Avem această tendință de a arunca cu noroi și de a judeca și de a învenina minți și suflete ale oamenilor curați. Curați la suflet. Pe care nu interesează murdăria unora pe care o folosesc la drept de rang, ci interesează iubirea de Dumnezeu și de sfinți. De aceea le spun celor care îl caută pe Dumnezeu să nu se piardă. Căci Dumnezeu este iubire. Iar sfinții pe care i-au cunoscut și îi întâlnesc de-a lungul vieții lor vor fi martori înaintea lui Dumnezeu atunci când vor fi în fața judecătorului și când vor fi întrebați ce ai făcut bun pentru tine și pentru cei de lângă tine care și-au pus toată nădejdea în tine. Mulți vor avea ce să spună, dar prima condiție
care îi va ridica deasupra tuturor, va fi acelea: am fost capabil să-mi iert dușmanii. Știți, fericitul Augustin spune așa de frumos: dacă ai întâlnit un om rău, iartă-l, ca să nu fie doi oameni răi. Pentru că dacă tu nu ești capabil să-l ierți, împreună cu cel care te urăște, deja sunteți doi. Dar aici poate omul bun simte o nedreptate, părinte. Nedreptatea este judecată de cei care sunt îndrituiți să o facă și de Dumnezeu, care este stăpânul Universului. Oare este drept ca unii să se îmbolnăvească de o boală incurabilă? Oare este drept ca unora să li se aprindă casa sau alții să moară în accident? Este drept? Nu. Dar că aceștia, din păcate, sărăcuții, plătesc păcate ale neamului, plătesc, poate, și spun poate, ca nu cumva să vină cineva iar să comenteze, plătesc lucruri pe care ar fi trebuit să le facă în viață, dar timpul și momentul potrivit și nu le-au făcut. Și atunci ne întrebăm, și vă rog să vă întrebați cine suntem sau ce suntem. Ne vom privi în oglindă și vom înțelege că suntem umbră și vis. Astăzi suntem, mâine nu se știe. Și atât de frumos cântecul acela românesc: cât este stejarul de fălos, o săcură îl pune jos. Nimeni nu este invicibil și să nu se creadă de neînvins. Când vine pedeapsa lui Dumnezeu, să știți că Dumnezeu nu este răul care vine cu biciul să te bată. Dumnezeu pedepsește nedreptatea și Dumnezeu pedepsește răutatea pe care tu ai folosit-o pentru a distruge vieți sau pentru a distruge suflete pe care le lași să sufere pentru ceea ce ai făcut. Și asta e valabil pentru oricine, de la cel mai mare până la cel mai mic, inclusiv în instituțiile de stat, clericale și așa mai departe. Nu sunt eu în măsură să vin să dau lecții, dar sunt dator să spun ce simt. Dar există rezolvări la acești oameni? Și sunt dator să spun ceea ce trăiesc. Există rezolvări. Dacă... Adică și aceste lecții pe care noi le purtăm prin comunicare, până la urmă, într-o emisiune Aducători de Bucurie, influențează pozitiv? Când vor înțelege acești oameni că trebuie să-ți facă o schimbare? Când va apare necazul la poartă, când vor trece prin momente grele de suferință, când vor trece prin încercări și când își vor da seama că atunci când vor fi puse în cântar faptele bune cu cele rele, cele rele sunt mai mari decât cele bune. Să nu uitați un lucru, că nimic nu este întâmplător. Nici faptul că astăzi vorbim, nici că astăzi vă vorbesc despre sfinți, despre Sfânta Cecilia, ajutătoarea celor care vor să se căsătorească, despre Sfântul Emidio, păzitor al caselor la cutremure. Iată că vin încercări peste noi. De curând a fost un cutremur în Oltenia. Să nu uităm de durerea pe care o au vecinii noștri turci, când și-au pierdut familii întregi, averea, munca, mașinile, și-au rămas săraci. Să nu uităm de Sfânta Agnia, care devine mărturisitoare în cer pentru cei care îi strigăm numele, și sigur, înainte de toate, de Sfântul Dorințelor, Sfântul Pangratie, pe care cu voia lui Dumnezeu îl vom cinsti și îl vom sărba pe 9 iulie. Iubiții mei, este așa de scurtă viața. De ce vă îngreunați și vă împovorați cu păcate? De ce nu vă eliberați de ele? Este așa de scurtă viața încât
astăzi ai 20 de ani, mâine ai 40, poi mâine ai 60. Și te întreb, ce ai făcut? Știți, era cântecul ăla, cu ce m-am ales în viață? Cu ce te-ai ales în viață? Cu procese pe care tu le-ai urmărit 8 ani, 10 ani din viață pentru un pământ pe care nu-l iei cu tine. Te-ai judecat ani de zile pentru nedreptate. Știu că doare să fii pedepsit pe nedrept și să fii acuzat pe nedrept. Este cea mai mare umilință pe care o poate trăi un om atunci când este acuzat și pedepsit pe nedrept. Dar există justiție divină. Și de acest lucru poate nu știu mulți, chemați justiția divină și cereți ei să intervină și să facă dreptate, pentru că și psalmistul David ne spune în psalmul 103, Doamne, cât s-au înmulțit cei ce vor, ce-mi vor răul și îmi fac fără de legi. Este atât de frumos. Iar acest psalm ne învață și ne spune că judecata lui Dumnezeu va fi dreaptă și se va declanșa în ziua în care tu chemi justiția divină să facă dreptate. Sunt mulți oameni care ar trebui să o cheme, pentru că pătimesc, pentru că sunt abuzați de răutățile unor oameni. De aceea Sfânta Agnie este pe lângă vindecătoarea bolilor fără leac, ajutătoare și a celor abuzați. Și le spun tuturor celor care ne ascultă, încă o dată, că nu întâmplător, ne-am întâlnit prin micul ecran și că această emisiune este dedicată celor care vor să evolueze spiritual și să înțeleagă înainte de orice regulă pe care și-o impun sau le-o impun unii, că Dumnezeu este iubire și tot ceea ce faci în viața ta trebuie să faci prin intermediul și prin gândirea iubirii, pentru că iubirea nu se poate măsura, dar se poate oferi fără măsură. Iar dumneavoastră, părinte, spuneți des lucrul acesta, pentru că, până la urmă, și noi suntem creația lui Dumnezeu, tot din iubire. Unde este iubirea? La cei care jură să-L slujească pe Dumnezeu și fac rău. Știți câte culte, nu merg mai departe, Biserica Ortodoxă din Ucraina, care îl laudă pe Dumnezeu, cu Biserica Ortodoxă din Rusia. Am văzut preoți lovindu-se, jignindu-se, umilindu-se în public, pentru niște principii care nu le aparțin, pentru niște reguli pe care nu le-au făcut ei măcar, le-au impus alții, și care nu aparțin lui Dumnezeu. Și atunci vă întreb, între acei oameni care se blestemă, care se urăsc, se anatematizează, am avut un caz și noi în țara noastră, în care un episcop a anatematizat credincioși, oribil, este oribil, nu pot să descrii. Și care, bine mersi, eu nu vin să atac pe nimeni, dar amintesc acelora care trec prin suferință să nu se piardă, că mai presus de toate este Dumnezeu. Uniți-vă în rugăciune. Iar eu, în rugăciunile mele, sunt însoțit de sfinții cărora le strig numele. Și am o listă mare. Dar mă bucură că mai am încă 4 sfinți pe care vi-am făcut cunoscuți și care sper să vă aducă vouă, iubiții mei, în casele voastre dragoste și bunătate, și să veniți și să-i mulțumiți lui Dumnezeu că prin ajutorul lor v-ați redobândit pacea pe care ați pierdut-o, v-ați recâștigat sănătatea
pentru banii munciți și banii munciți nu v-au ajutat să plătiți medicamentele pentru a reconstrui templul sufletului vostru. Eu cred mult în puterea rugăciunii și cred mult că există pentru orice problemă o rețetă și o soluție. Important este să ți-o descopere Dumnezeu prin oameni la momentul și timpul potrivit. Ne putem reduce, Părinte, încercările sau nenorocirile chiar și din familie, îmbunându-ne și chemând sfinții împreună cu Dumnezeu în casa noastră? Am dat un exemplu pe care îl voi repeta, deși poate l-au mai ascultat credincioșii. Pentru cei care poate nu l-au auzit. Că doi oameni au naufragiat și au rămas singuri pe o insulă. Amândoi mergeau să caute lemne, să-și facă o baracă, unul venea cu ele, altul nu le găsea. A doua zi s-au dus să-și caute hrană, unul a găsit, celălalt n-a găsit. Și apoi la final, după ce au stat acolo și au supraviețuit, căutau lemne să-și facă o barcă. Unul reușea și altul nu. Și urcând în barcă să părăsească acea insulă, unul dintre ei a întrebat: de ce tu ai reușit să le faci toate acestea de care aveam nevoie și eu, deși m-am rugat lui Dumnezeu, n-am găsit nimic? Și vă rog să fiți atenți ce i-a răspuns. Dragul meu, eu întotdeauna când mă rugam, mă rugam pentru binele tău și apoi pentru mine. Și iată cât de mare a fost răsplata. Pare câți dintre noi ne rugăm unii pentru alții. Câți dintre noi ne rugăm, pentru că noi preoții avem în cartea, în liturghier, mai multe cerințe, cu pace, Domnului să ne rugăm, Doamne milește. Încă ne rugăm pentru conducătorii țării noastre, pentru armata țării, pentru cei care pleacă pe ape, pentru cei care călătoresc, pentru cei care sunt în închisori și pătimesc. Pare că dintre noi, cei care suntem acasă, ne rugăm pentru aceștia? Sau vă rugați pentru preotul vostru, paroh, care la rândul lui poate este încercat de suferință, poate la rândul lui este ispitit, la rândul lui este trist astăzi că poate și-a luat o pedeapsă pe care nu merita și multe altele. Prea puțin. Și atunci, dacă noi nu știm să ne rugăm pentru alții, oarecum așteptăm ca Dumnezeu să ne dea nouă în dar ceea ce noi nu putem oferi și ceea ce nu costă nimic. Și ceea ce poți oferi oamenilor este compasiune, te costă ceva? Nu. Este milă, să fii milostiv, te costă ceva? Nu. Te costă ceva să oferi iertare? Nu. Te costă ceva să iubești fără să condiționezi? Nu. Deci iubirea se poate oferi, nu se poate măsura. Ea nu se poate măsura, dar se poate oferi fără măsură. E atât de frumos și nu sunt cuvinte care ating sufletul, deși pentru mulți sunt pansament. Sunt cuvinte care ne învață ca noi, oamenii, să devenim mai buni. Le spun oamenilor să se roage. Psalmii sunt cele mai puternice rugăciuni. Psalmul 90, Psalmul 91 sunt pentru cei care trec prin ispite și încercări și plâng. Psalmul 103 este pentru dușmani. Psalmul 50 sau unele Biblii, 51 este Psalmul de pocăință, care sună cam așa: miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge
fără de legea, ștergem păcatul. Că mai și mai vârtos mă spală de fără de legea mea. Și de păcatul meu, ce să fac? Curățește-mă. Nu poți să vii să stai în genunchi înaintea unui sfânt sau înaintea lui Dumnezeu câte vreme nu-ți curăți păcatul. De aceea eu vă chem și de câte ori am vorbit, vă chem să învățați drumul spre bisericile voastre. La unii este foarte scurt, coboară din bloc și intră în biserică. Pentru a cere părinților să vă mărturisească, să vă spovedească într-un cuvânt, să vă mărturisiți voi păcatele și să vă împărtășească. Împărtășania este putere. Împărtășania este șansă pentru fiecare om bolnav de a se întoarce la bucurie. Pentru că bucuria de multe ori l-a părăsit pe cel care este trist și împovărat de suferințele trupului și ne întrebăm de ce. Nu trebuie să mor de o boală. Te poate lovi o răceală, un mic COVID și au murit milioane de oameni. Te poate lovi pe drum spre casă, Doamne ferește, o mașină. Te pot lovi de-a lungul vieții multe încercări și multe necazuri pe care nici nu le-ai anticipat și toate vin ca răzbunare în ghilimele a Universului pentru păcatele tale pe care le-ai făcut fără să-ți dai seama. Dar nu despre asta vreau să vorbesc, să ierte Dumnezeu pe fiecare în parte. Pentru că judecata lui Dumnezeu este mai presus de judecata noastră. Însă, dragilor, să nu uităm că avem materie, avem trup și avem suflet. Trupul se hrănește cu hrana pe care noi o dăm și de multe ori este otrăvită. Prea multă sau prea multe chimicale pe care le ingerăm fără să ne dăm seama. Dar sufletul este hrănit. Mă iertați. De rugăciune, de bunătate și de iertare. Așa că trebuie să iubim și cu adevărat să iertăm, dar nu numai cu mintea, ci mai ales cu sufletul. Nu că ne întoarcem, dar să mai subliniem acum în finalul acestei ediții, Aducător de Bucurie, Părinte, titlul pe care l-am abordat, dacă vreți, în emisiunea de azi despre răutatea oamenilor și cum ne atragem necazurile. Am putea scăpa de ele atât de simplu, căindu-ne și mărturisindu-ne păcatele, împărtășindu-ne, ca o concluzie. Sfințindu-ne casele. Sfințindu-ne, și rugându-ne sfinților. Sfințindu-ne mașinile. Iertându-i pe cei care ne-au greșit, ca să dobândim pacea sufletului și schimbarea atitudinii noastre față de lume. Să nu mai fim aroganți, să nu mai fim superficiali și prin gura noastră să otrăvim suflete. Dar cum există manualul bucuriei, să spun, sau pachetul bucuriei, care este rețeta pe care dumneavoastră ne-o sugerați ca momentul în care din noi se naște acea dorință de a face dreptate, să nu ne punem decât în brațele lui Dumnezeu și să ne gândim că El e Cel care trebuie să rezolve? Să ne îndepărtăm de acest gând, dacă vreți, sau această ispită mentală. Mă trăiesc într-o închisoare proprie a judecăților pe care oamenii le atribuie și a faptului că sunt judecați sau sunt arătați cu degetul. Să nu mai judece nici ei. Nu judeca ca să nu fi judecat. Și cum putem îndrepta lucrurile acestea? Le putem îndrepta printr-un singur mod. Acela de a avea puterea și tăria de a ierta pe cei care ne dușmănesc și de a-i binecuvânta ca să-i poți învinge. Nu știu cât suntem capabili să facem asta. Suntem prea puțini, dar aceasta este primul pas pe care trebuie să-l faci pentru a-ți învinge dușmanul. Cum a spus deseori că în fața bunătății diavolul stă în genunchi. Asta așa este, o realitate. Aș vrea să închidem emisiunea cu rugăciunea Tatăl nostru, care este de fapt o lecție.
prin care noi, de fapt, îi cerem lui Dumnezeu iertare, precum și noi iertăm. Da? Câți oare nu-L mint pe Dumnezeu prin această rugăciune? Iartă-M precum și-O iert. O să zic că eu te iert, dar nu te iartă legea. Există spiritul și litera legii. Hai să cântărim puțin și să analizăm lucrurile și să nu ne erijăm toți în judecători sau în oamenii perfecți care suntem fără greșeală. Că nu e așa. Toți avem păcate. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Să vă dea bucurie. Asemenea și dumneavoastră, și Părinte. Sfântul Pangratie să vă acopere casa de iubire și de bunătate. Mulțumesc din suflet pentru prezența dumneavoastră astăzi la Aducător de Bucurie și aștept să ne revedem și duminica viitoare la aceeași oră pe NTV de la ora 18. Doamne ajută. Mulțumesc, dragi telespectatori, că ați fost alături de mine și de Părintele Emilian Prodan și în ediția de astăzi a emisiunii Aducător de Bucurie. Nu uitați că în fiecare duminică de la ora 18 pe Etno TV vă întâmpinăm cu cele mai frumoase teme, cu iubire și căldură în suflet, așa cum vă doresc și dumneavoastră în această zi. Sunt Lavinia Mihaela Târzianu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. O duminică plăcută! Acest program a conținut plasare de produse. Sfinte Mucenice Pangratie, te rugăm să ne sprijini și pe noi în războiul nevăzut, să ne fii scut de apărare, să mijlocești cu rugăciuni la Domnul Hristos să vină El să învingă pentru noi. Cercetează casele noastre, alungă orice sălășluire a răului din ele, curăță de întinăciune și de funinginea demonilor care nu ne lasă să ducem o viață de rugăciune, închinată lui Dumnezeu. Sfântul Mucenic Pangratie este întăritor al credinței, ocrotitor de mari vrăjitorii și farmece și grabnic ajutător al celor aflați în deznădejde. Sfântul dorințelor stinge mărturiile mincinoase, arată dreptatea și adevărul, aduce bunăstare vieții și sănătate trupului și sufletului. Sfânta icoană aduce bucurie în locul întristării, iar cei care l-au luat pe Sfântul Pangratie drept protector, azi mulțumesc pentru ajutorul grabnic primit. Cu drag te cinstim, Sfinte Pangratie, în fiecare an, pe data de 9 iulie. Cei care îl doriți pe Sfântul Pangratie să vă fie ocrotitor al casei dumneavoastră, îl puteți avea sunând la 031-823-0000. Să aveți bucurie! Cunoașteți deja acest salut al Părintelui Emilian. Tocmai pentru a vă păstra bucuria în suflet și a o dărui celor dragi, puteți acum cumpăra cele 4 cărți ale Părintelui. Te iubesc, cuvintele care au puterea de a schimba viața și prin tine lumea. Tu mă iubești, tratat de bunăstarea sufletului. Cartea ce-ți descoperă adevărul despre partenerul tău. Cuvinte vii care vă pot vindeca sufletul. 135 de cugetări ce-ți pot schimba viața. Sacroterapia. Enigma vindecărilor miraculoase și a reușitei sale în viață. Primul manual de sacroterapie pentru rezolvarea problemelor dumneavoastră zilnice. În ele veți găsi etape din viața dumneavoastră prezentă și viitoare și soluții pentru a vă schimba viața și a vă alunga tristețea. Cei care veți cumpăra întregul pachet, veți primi cadou CD-ul Cum transformăm frica în putere, care vă va învăța lucruri noi și vă va ajuta să reușiți. Toate cărțile sunt balsam pentru suflet și aduc bucurie. Ce este oare mai frumos decât să dăruim bucurie și să le acordăm șanse celor care caută să le primească? Nimic nu este întâmplător. Nici întâlnirea cu Părintele Emilian prin cele 4 cărți ce vă pot schimba viața. Stocul este limitat. Sunați acum la numărul de telefon 031 823 0000.